Alex Munteanu, prietenul artei, artist, hairstylist artist. Suntem în spațiul lui, Contemporan Hair Space, un spațiu pe care îl dedică profesiei lui și artei. De câteva vreme încoace facem expoziții aici și facem expoziții una și una, mișto toate. Alex participă în expoziția Homo Homini Ratus Est ca artist, împreună cu partenera lui, pictorița Denisia Călin. Ne-a pregătit această adunare de modelaj și păr, că doar suntem într-un salon de coafură și părul are o încărcătură simbolică la fel de puternică ca și cea pe care o reprezintă șobolanul. Și deci suntem în spațiul ăsta, se vor întâmpla lucruri mereu mișto. Și acum hai să-l auzim pe Alex ce ne spune de spațiu, despre el și despre lucrarea lui din această expoziție. Sunt Alexandru Munteanu, îmi dedic salonul către artiști și arte în general și nu numai. Am început să expun o lucrare împreună cu ceilalți artiști în care încerc să transmit un mesaj, pentru că oamenii nu sunt perfecți, sunt imperfecți și societatea e condusă în mare parte și a fost condusă de șobolani, în care i-am introdus într-un morman de păr, mai degrabă într-un mormânt de păr, pe care l-am adunat de la clienți, este păr natural. Alături de Denisia, care a implementat în această lucrare bătăi de inimă ale oamenilor și a șobolanilor. Nice! Mișto, într-adevăr, instalația sonoră a Denisiei a fost cea mai conceptuală dintre obiectele artistice prezentate. Alex, îți mulțumim mult de tot! Ne vom mai vedea aici la Contemporan Hair Space, strada Biserica Amzei 22, în expoziții la fel de bune ca asta. Te iubim și îți mulțumim că ești cu noi. Și eu.